Da, bună seara, salutare prieteni, salutare, ce mai faceți? Cum mă mai duceți? Care mai life-ul vostru? Vă salută Snake, vă spune bun venit, salutare, ce mai faceți? Începe un nou streaming azi, prieteni, este vorba despre PUBG Battleground, da? Vom juca PUBG Battleground, să vedem dacă prindem vreun pui, să-l ducem la cuptorul nostru cu plăcinte. Da, foarte simplu, dacă vă place ceea ce vedeți, dați cu like-ul. Și nu uitați să vă abonați canalului nostru de YouTube. Ne poți găsi și pe Facebook, Twitter, Instagram. Transmitem un paralel și pe Twitch în caz că vrei să ne urmărești acolo. Și cam astea fiind spuse, o să dăm drumul la joacă, o să dăm drumul la Battleground, pentru că prezentarea deja o știți cu toții. Da, na, trebuie să mai mâncăm și noi ceva aici ca să nu stăm degeaba, da? Ok, până așteptăm să se încarce jocul, vom mai sta puțin de vorbă. Ce planuri aveți pe 2018? Ce vreți să faceți? Cum vreți să faceți? Bun, haideți să dăm drumul la joc, hai să dăm drumul sunetului și ne mutăm pe pagina cealaltă. Da, ce vreți să faceți în 2018? Noutăți ceva? Aveți în plan ceva nou? Ceva... Ce vreți să faceți în special? Să vedem, să vedem, să vedem pe unde pleacă avionul nostru prietenaș. Avionul nostru prietenaș. Aha, da. Trece pe aici prin Milta. Dai seama că în baza militară... S-ar putea să se închidă în baza militară, nu știu de ce am impresia asta. Pentru că de fiecare dată când trece avionul pe aici, așa se întâmplă. Astea n-au un loot aici. Da, bă, o să sar și eu aici să văd despre cum și în ce fel e vorba. Poate am noroc, poate am noroc. Vreau să stau undeva în mijloc, da? Să nu fie nici... Nu știu sigur dacă se închide în baza militară. Intuiția mea asta îmi spune că... Se va închide în baza militară. Și casele astea pe plajă la fel sunt de panorame. Mi se pare mie că mai am unul cu mine pe aici, nu? Da. Uite-l aici.
Ce faci, pisi? Ai murit. Cât pe ce să mă omoare? Nu înțeleg, frate, când sări și dau cu pumnul, de ce nu îi rupe căpățâna? E și un first kit, hai să-l băgăm repede. Ca să ne facem viața la locul unde altceva. Ce a tras bagabanta aia în mine? Ce famă ăștia? Deja mai sunt aici în casa asta? Ce treacă fac ăștia? În casa mare e cineva acolo. Iar și armă. Uite că am luat țeapă. Hai să plecăm. Ia, mă duc în almasen. Băi, deci m-a spart jocul ăsta cu... cu lata lui, cu... Haide să plecăm de aici, prieteni. Zona proastă, am calculat prost meciul ăsta. O să trăiască să trec prin pocinchi și acolo e greu. Foarte greu acolo. O să încerc să lutez casele astea care le-am aici la stânga. Am calculat prost, pentru că trebuia să fi sărit eu în partea cealaltă, în partea dreaptă. Bine, nu mai contează acum am sărit. Asta e ce se întâmplă. Se va întâmpla, să se întâmple. Mă gândesc la casele astea și după aia mă duc la celelalte, acolo în stânga de tot. Vedem, poate găsesc și eu ceva, măcar o armă. Deci nu fi măgar, frate, deci nu fi măgar, că nu stă în caracterul tău să fii măgar exact cu mine. Nu se poate așa ceva, domnule, când geamul ăsta nu pot să săr, dar am un ghiozdan de doi acolo, o să intrăm să-l luăm și... poate totuși, eu sper, speranța mare ultima, știi cum e, uite, un mini 14. V-am zis eu că aici am un ghiozdan de doi. Uite, nu e, e de unul, ia stai. Acolo sau aici? Acolo era, partea cealaltă, dar era de 1, nu era de 2. Uita repede pe geam și... aici asta aproape de zonă, nu-i problemă, că... să încerc să mă duc la casa asta de aici. De fapt, la casele astea de aici, mai multe. Să văd ce lu găsesc. Păi, o cască îmi trebuie în primul rând și o vestă, pentru că nu am. Și în jocul ăsta este esențial să ai vestă, cască. E bineînțeles, armă. Măcar o armă, da? Avem un mini 14, de moment. Seca este, nu-mi place, frate, ăsta, nu-mi place deloc. Nu-mi place. Le luăm așa frumos la rând. 40, uitați, și vestă și casc. De 1. Bă, e bună. E minim. Minim ce poate să-ți dea jocul, dar e bun. Că nimic, e bun și asta. O luăm așa la rând, da? O luăm în cer și după aceea ne băgăm în zonă. Avem și un scop de 2.
Wow, botechin, un first kit de asta. Bun rău, ia să mă duc și sus totuși. Să-i dau o șansă să vedem, poate îmi dă ceva sus, dar nu cred. Un shotgun, bă, hai să luăm, frate. Hai să luăm că ăsta e bun de aproape, cum se zice. Pam, 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 pam. A plecat exact de lângă mine de aici. Ăla cu motoreta aia. Deci era exact lângă mine aici. Nu știu cum de nu m-a văzut. Bă, e bun și pum roșu. Hai să vedem ce aruncăm. Aruncăm asta. 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 Asta e rapid. Mie încărcătorul rapid nu-mi place. Dacă ne dea un extended era mai bine. E cam atât. Stimați spectatori. Hai să-mi bag băutura asta, pentru că pe asta o am. Să mai murci un pic la viață. Haideți în zonă, fraților. Stai așa că mai am aici două căsuțe. Îmi place cu Mini 14 să... Motoretă. Motoretă în stânga mea. Oh-oh. Cască de 2, bun. Hai că ușor, ușor strângem și noi lucruri. E cineva sus pe munte aici, de tot trage. Dreapta mea. Treaba e că nu-mi place că am două arme cu gulanțe de 5. Deci dacă nu-l umoram pe ăsta, prost rău de tot am dat. Mai bun asta de...
Deci dacă nu-l omoram pe ăsta, am tras fatal de data asta, dar nu contează, ne-am descurcat bine. Îți dăm de 3, bun, îl lasă de 5. Perfect, bun. Accesorii ceva, nimic? Nimic? Ia mă că se închide acolo în rosoc. De doi, frate, dar ce s-a întâmplat acum în meciul ăsta? Numai cupuri de doi îndă. Salut, Găbițu, te pupă fratele tău, ce faci? Salutare! Salut, bun venit! Ce faci, mă, bosulică? Gata, ai fost după... după mașinuță? Uite, mă încălzesc și eu puțin la PUBG aici, cu băieții ăștia. Profesioniștii. Păi o să încerc să oculez Pocinchi puțin, pentru că aici ai lume sigur, e full, în Pocinchi de fiecare dată, e moarte curată aici. Dar foarte multă lume și-a luat țeapă, cum mi-a luat și eu, au sărit aproape de baza militară și... încolo, surprise, s-a închis în partea cealaltă harta. Bă, Găbițu, tată... o stăpâne sănătos, ți-am zis și azi. Drumuri fără incidente, că asta e cel mai important. Și atenție la neatenție altora, știi cum se zice. Bă, e bine că doar te uiți tu, că altcineva nu se mai uită. Sunt eu și cu mine. Eu și cu mine și cu tine acum. Bagadel după mine. Băi, frate, deci v-am zis că eu am norocul ăsta. Eu am norocul ăsta. Unde sunt eu și zona roșie după mine? Hop. Hai să... urcăm sus pe munte, să vedem. Băi, n-am mai jucat, frate, o lună de zile ți-am zis, n-am mai făcut niciun direct nimic și... nu știu, mă simt nou acum. Deci că mi-am luat ieri calculatorul. Salutare, Kinzu, salutare, ce faci, mă, boss? Bună dimineața! Îl trage în stânga mea jos la casele astea. Da, așa puțin că sunt aici cu... sunt aici cu... cu bagadei ăștia. Intru și eu imediat să...
Te fac acolo să te premiez. Da, Chizu, jucăm, cum să nu? Fără niciun fel de problemă. Se poate, bineînțeles că se poate. La mine se poate orice. Asta e să termin partida și intrăm pe Discord. Ok? Termin partida asta și intrăm pe Discord. Ce, mă, aici e lootat, sigur, e... În școală, aici e... Nici mare rost să mai intru. Bă, e unul pe aici, că l-am auzit. Păi vezi că ai mai sus linkul de Discord. Intră acolo. Chinzule, vezi că ai mai sus un link de Discord unde poți intra. Ia să văd, mă, am mașină în garaj de aici, frate. Aici trebuie să fie o mașină, o motoretă, ceva. Bine, dacă n-au luat-o băieții deja. Uite mașina, hop. Fii atent că aici nu-i lootat, frate, în casa asta. În casele astea, de fapt. Mă, gloanțe am, oricum. Am gloanțe de bătaie. Găbițu, dacă vrei să joci cu noi pug, te aștept, frate, și pe tine. Nicio problemă. Dacă îți face plăcere să râdem. Mie așa îmi place, să mă distrez. Hai, dă-l în gura măsii de loot. Dacă am pornit rabla. Am pornit rabla! Deci m-au de toată mapa cu Dacia. Op, ai murit. Ce faci, mă, boss, acolo? Pe cine așteptai tu? Ai văzut cum aștepta fraierul? Eu nu știu ce aștepta, ziua de mâine. Ce fel a troscănit că l-am călcat. Da, ușor nebunul. Băi, prietenași, mi-am luat Dacia asta. Am toate comienzile pe ea. Hai că nu mă opresc aici, că bagadele ăștia spâncase pe aici, sigur. Mă duc sus aici, pe munte. Băi, sper să nu dau de niciunul pe aici. Mai ce latră la micu. Deci am impresia că în casa asta pe aici sigur e cineva. Da, e cineva sigur, uite mașina acolo. Stă și pe prost la geam. Ați văzut? La geam aici?
Hai că poate pot să-l premiez. Am ajuns exact la fix, unde-i prietenul meu, elefantul. Băi, să vedem, nu știu, nu, dacă ies în primii 10, eu sunt mulțumit, să știi, pentru că am o lună de zile de când am mai jucat. Cred că și el m-a văzut. Cred că și el m-a văzut și știe că sunt aici. Ce-a făcut, mă? M-a omorât din spate, mă? Stai, mă, cum m-a omorât din spate, mi se pare mie. Ia să văd, mă. Deci imposibil să-mi trag așa, frate, ești nebun? Deci asta e imposibilă, să-mi dea moartea asta. Ia stai așa, ia. Ăsta mea, dar fii atent. Ia uite-te la el. Fii atent. Bun. Hai să zicem că e bine. Hai să zicem că e bine. Ia să vedem aici pe Discord-ul ăsta. Gata, Găbițu, ți-am dat... Hai mă, ce faci ăsta, Kinzule? Hai pe Discord dacă vrei să joci. Bagă-te, mai sta. Nu mai sta că pierdem timpul. Nenea Găbițu. A, mai nimic, tu ce faci tata? Ce să fac, uite și eu la direct. Mă uitam pe net, frate, la pe live-uri, la alții. Mi-a venit notificare că ești live. Ce faci, ce joci în afară de pe PUBG? Păi nu știu, PUBG joc. Atâta. Super treabă. Să rămâi live mai spre seară. Ui? Să rămâi live, să... Păi să venim să jucăm ceva împreună. Să vedem. Poate găsim să jucăm ceva împreună. Bă, nu știu, să mă uit să văd la ce oră pot să fac și... Jucăm! A, bine, dar eu tu stai sus pe seară, pe la 8-9 așa. Ora noastră. Aha. Spania cu Belgia au aceeași oră. Da. Da, păi ce să zic, jucăm ceva împreună. Bine că am Discord-ul tău acum ca să te găsesc mai repede. Da, Găbițule. Bun, tati, de-aia am intrat să
te-am lăsat acolo să-ți faci treaba. Hai că vorbim mai târziu. Bine, Gabiță. Ceva împreună. Ok. Bun, Mariane, te pup. Mersi frumos că ai trecut pe aici. Ceau, pa, pa. Băi, da, l-am avut și pe Gabiță aici cu noi. Un prieten foarte bun de-al nostru, de-al meu. Un om de nota 10. Hai să-l trage pe Kinzu pe direct. Ce faci, mă, Kinzule? Bine. Salut. Salut, salut. Ce zici, mă? Ce să zic, frate? Uite, la joacă. Ne jucăm. Yo, nu faci tu live de 24 de ore? Nu fac, frate, ce-am tâmpit la... Că mă uit eu la 1 acum, e 23 de ore, mai repusim face 24 și după somn. Păi da, frate, dar la face de dimineață, probabil l-a făcut de dimineață și are timp să fac. Da, dar n-ai cum să reziști, adică la peste 20 de ore deja, când ești deja mort dracu până faci 24 de ore. Faci, frate, dar să ai lume să se uite la tine, că așa să faci singur n-are rost. Păi are ești... 245. E bine. Ești pe Steam? Bă, că nu mi-apare. Mi-apare offline. Păi, sunt pe CSGO, vreau suvenir din ăla cutie, nebunii. Păi ce faci? Nu joci PUBG sau? Mi s-a blocat joc. Te blochează. Păi, deci n-am pomenit, frate, când se conectează cineva pe Steam. Așa? Mi se minimalizează jocul, frate. Deci n-am pomenit așa ceva. Nu, dar cum ai reușit să faci aia dacă e mai zici pe mine odată? Cu ce anume? Ce anume? Invitații din aia personalizate cu numele tău, cu dat. Trebuie să plătești ceva la Discord sau să vedeți doar nu ideea? Poți, nu trebuie să plătești nimica. Și cum fac? Mă duc la ei pe site? Fac cerere? Exact, te duci la Discord pe site și poți să alegi acolo, să-ți personalizezi link-ul. Nu e greu și dacă și pe YouTube, dacă e să cauți, găsești. Eu te ajut, nu-i problemă, dar ți-am zis, e simplu. Da, eu te-am auzit, zic, nu-i greu, intri la ei pe site acolo și dai sus, are să creezi serverul tău propriu. Păi am unul. Cu numele ăsta? Ce nume ai făcut? Dacă am unul... Zic, cu ce nume ai cu ăsta, cu Kinzu? M-auzi, mă, nene? Dar nu... Ce? Zic, m-auzi? Nu prea te aud întrerup. Păi e de la tine, nu-i de la mine. Eu te aud bine pe tine. Zic, cu ce nume ai făcut serverul? Cu niciun nume. E doar invitația aia, tipo, vreau să fac o invitație personalizată. Păi nu-i, mă, greu, ți-am zis, intri la ei pe site și ai acolo să-ți personalizezi link-ul. Și-ți faci așa cum am eu trecut. Nu-i greu, unde sărim? Nu știu unde, unde vei, unde e bun. Bă, nu știu, după 5 aici o să fie nebunie mare, nu știu, hai să sărim în Gatka. Ce zici, ne băgăm în Gatka? Haide, oricum murim pe rând. Frate, jucăm să câștigăm, nu jucăm să murim.
Am sărit. Bă, iar nu vrea să meargă. Păi ce are, mă? Ce-ți face? Nu mai vrea să meargă W-ul de la laptop. Bă, distruși. Ce-ți face? Mă rog morțele când. Cere altul. Dar nu știu cum rezistă, că e de două zile pornit. Cine, laptopul? Da. Păi de ce-l ții așa aprins? M-am chiar să mai opresc. Zicea unul cineva că dacă puneți calculatorul va la prins, va le stingi și că strici. Nu e adevărat, mă, cine a zis așa ceva? Nu e adevărat, mă, ce ai. Din contră, îi scurtezi viața dacă îl lași aprins. Nu e, mi zicea altfel ăla, că dacă îl ții mai mult, așa nu pățești nimic, ca nu să strică așa repede. Păi ia gândește-te la un bec. Gândește-te la un bec normal, nu ți într-un amănunt. Gândește-te la un bec normal, cât îl ții aprins mai mult, cu atâta sarde, nu? Da, da, pentru că... Pentru... Știm, dacă ai un calculator bun, poți să-l ții non-stop. Dacă ai totul bun pe... Nu neapărat asta, că și calculatorul bun să strică, stai liniștit. Dar nu să strică, într-un an, doi să strică. Da, frate, fiecare component are viața lui utilă, să știi și tu. La mine laptopul la 9 zile s-a închis singur, direct. Da, da, te-am auzit, te-am auzit. La 9 zile s-a închis, dar nu înțeleg de ce. S-a închis singur, pur și simplu, și shutdown direct. Păi l-ai lăsat 9 zile aprins? În da. Continuu? Da, și după am intrat pe Opera, care consumă 2 GB RAM direct. Și a dat shutdown, mi-a dat maximă. Și să înțeleg că a făcut scurt sau are el acolo protecție? Nu, frate, probabil are vreo protecție. Mai văzut vreun ghiozdan ceva, frate, pe aici? Nu. Ia vezi în casa asta aici, nu tot casele. Aici am nimic. N-am loc, frate, n-am un ghiozdan. Tu ai ghiozdan? Nu. Am găsit o cască. Casca în șude, unu. Vedem, mă, ghiozdan, nu știu. Vezi și în ghiozdan aici, prieteni, să vedem. Hai să luăm și pe ăsta. Cu toate gloanțele de 7. Așa. Stați așa, că nu mai mi-aduc aminte acum unde erau. Am găsit armă, dacă e nivelul meu. Am și eu, am și o armă, am și o armă, am. Bă, dar ghiozdan nu e, mă, pe aici? Nu știu, frate, am găsit unul. Eu am un ghiozdan de 1, atâta. Băi, ia stai așa să ridic. Să ridic chat-ul ăsta, că dacă mai scrie cineva nu mai văd, frate. Bun, asta am lootat-o, asta am lootat-o, asta am lootat-o și pe asta sau n-am lootat-o, ia să vedem. Ai cască? Da. Dar nu poți ai gloanțele la asta. Păi dacă n-ai ghiozdan, nu poți. Uite aici la mine un ghiozdan, vin încoace și el. Ai auzit? Da. Nu poți să iau gloanțele pe doamne. Păi vino și vino aici la mine și ia de aici ghiozdan și o să ai loc după aia, să poți lua. Iar am luat shotgun-ul ăsta, du-te, mă.
unde? În prima casă, în prima, în stânga, du-te în stânga. Asta să închidem baza militară direct. Hai să plecăm că avem mult de mers. N-am găsit ceva cu oameni. N-ai găsit, mă, Ghiozdanu? Nu. Vino după mine. Vezi că s-a tras. Nu, că nu, s-a tras departe. Vino încoace. Uite-n casa asta aici. Vino după mine. A, lasă, eu mă uităm în ea. Dacă nu mai știu unde era. Uite-l aici. Vino aici unde sunt eu. Ce ar mai? Iau benzină ceva? Ce ar mai? Numai pe 9 și se 12 pe adică ce-o dăm pe hai, hai să mergem, vino încoace. Vino. Unde? Te-ai aproape, doamne. Unde mai aproape? Ia uite-te unde e. Nu, dar mie mi-e pare acolo că e aproape. Deci ăsta să închidem baza militară direct. Și ce facem? Stăm la pânta? Da, așa frate, că n-am, vezi că n-avem loot, avem loot de căcat, n-avem nimic bun. Eu am un AK și un VSS de la. Hai să mergem și noi la casele astea din față, mai lutăm. Uite, mai sunt astea galbene pe aici. O să lutăm și pe aici. Nu spune că zona aia roșie o să stă de aici. Bă, nu știu, sper să n-am norocul ăsta, că pe mine mereu mă urmărește zona aia roșie. Numai unde sunt eu vine și zona. Cum n-ai, bă? Nu știu, frate, dacă spun, dacă am văzut așa ceva. E bine că nu vine aici, că am încurtat-o. Vino încoace, vino încoace că-ți las VSS-ul ăsta aici. Vrei un AK? Am eu AK aici. Nu, că am AK, am un AK și eu. Ia zi, scot un MP9 și-mi iau AK-ul? Nu, lasă un MP-ul și ia-ți, aruncă ăla, shotgun-ul. Vino aici la mine că asta e cu țintă, e bună. Vezi că e în camera acolo, ți-am lăsat-o într-o cameră, cu gulanțe cu tot. Ai gulanțe de 5 ceva, nu? Nu. Aaa, asta mică? Da. Trebuie cum? Hola, Roca, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí echando un pug. Un PUBG, tío. Trebuie cumva să fugim sau mi se pare mie? Trebuie să fugim, da. Bă, vine zona. Eu mai lutez pe aici, pe casele astea. Mă duc direct la zona. Estoy jugando un poquito de PUBG, tío, porque... Ya te dije ayer, quiero jugar... Quiero jugar bien. Muy bien. Y claro, si no juegas, no aprendes. Fugi. Vezi că aici casele astea sunt deschise. S-ar putea să găsim lume pe aici. Si, voia, quiero llegar a Champions League. Quiero jugar en Champions League. Deschide ușa. Quiero jugar en Champions League, tío. Mali.
pun iadura, pa 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 pa, nada. Yo no tengo muchas balas de 5, tío. Cabrón este. Venga, a correr. Hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem. Fugi, 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 că vine zona. Nu trebuie să mă aștepți, trebuie să fugi. Oricum asta pișcă puțin atâta. Nu, nu ia multă viață. E prima zonă. Oricum avem mult de fucit, era bine dacă găseam ceva, frate, un buggy, ceva, un... Hello. Da, prieteni, încercăm, încercăm să... Cum? Avem mașină ceva pe aici? Nu, aici n-avem sigur și nu o să găsim, că e nașpa zona aici. În stânga avem pocinchi. Acolo e lume sigur. După munții ăștia, după munții ăștia unde fugi tu acum. În stânga poți să... în dreapta ta probabil avem ceva, mașini ceva. Cum acum ăștia stau în zonă? Că stau pe o treie? Cum adică stă în zonă? Nu te înțeleg. Adică stau acolo și mor acolo ca proștii, dar să o facă kill. În pocinchi? Da. Tu nu vezi, frate, cât am stat noi în zonă, ne-a luat foarte puțin la viață? Nu, îți dai seama că nu-i tâmpi niciunul să stea acolo în... Te omoare. Hai că avem, dar mergi mult, nu? Avem, trebuie să căutăm o mașină, ceva, ți-am zis că să închidem baza militară. Eu îmi fac un pic viața, că nu mai am multă viață. Este că am văzut player. Player la 195, mi se pare că a intrat în casă mică, comunicatorul. Mașină. Mașină, i-am văzut, i-am văzut și eu. E fug băgame până nu ne-a lăsat nouă mașină. Aici, pe lângă strada asta, putem să găsim pocinchi cu an tot timpul. Bueno, tio, pocinchi ia sta. Aleluia. Pocinchi nai nai, nu ai pocinchi. Porque ya sabes que estoy harto ya de pocinchi. Eu vengo de pocinchi, así que... Toma por culo. Vezi, mă, boși, tu vreo mașină pe acolo ceva? Vezi că nouă, m-a văzut. M-a văzut la 200. Unde sunt? 200, mă. 200? Da, 200, e la piatră, sunt doi la piatră. Fuge, fraier. Care, mă, la piatra aia mare în față de tot? Da. Pleacă de acolo că... A, l-am văzut, mă. Pleacă de acolo că vine zona roșie. Ferește-te. I-am dat două gulanțe, i-am dat două gulanțe. Ăla din spatele casei. Unul l-a lăsat afară, mai e unul. Ai murit, n-ai murit, nu? N-auzi, mă, unul l-a lăsat afară, vine după mine. Gata, morți amândoi, vină după mine să-i lutăm. Mamă, mamă, 12 secunde, putu-te în gură, frate. N-aș pe dacă... Uite, treci unul cu motoreta. Unde e? Nu am apucat să-i fac, mamă, vine zona. Ai timp să iei ceva? Wow, și ăștia... Uite, vezi, te dă level 2. Sunt sărăcii, frate. Uite, un scop. Bă, nu, n-a... Aoleo, vine, vine zona, fugi! Au
Aoleu, trebuie să trecem pe aici, frate. Nu știu dacă găsim, nu știu dacă o să găsim pe aici vreo șalupă ceva. Să trec. Nu știu dacă o să găsim ceva vreo șalupă ceva să putem să trecem în partea cealaltă. E greu. Tu n-ai niciun tu n-ai niciun fărschi nimic? Ia, dar știu, numai că dacă stai pe loc și stai fărschi, îți crește viața, ce-i? Crezi că ești pe roșu? Aici nu știu dacă o să putem să coborăm în jos. S-ar putea să nu. Ce bustează-te și tu cu ceva. Bustează-te cu... ce? Bustează-te cu ceva cu... Aici nu avem, frate. Aici trebuie să mergem la plajă și... Aici nu avem plajă. Dacă sărim în apă direct? Păi n-ai, că nu poți să nuți. Cât înuți atâta, n-ai cum să nuți atâta. Dacă nu, trebuie să mergem pe la pod. Mama, dar acolo cu oricum este la aia. Păi hai să o luăm într-o parte, că pe aici n-avem cum să coborâm în apă. Hai să o luăm așa, ușor, pe pod. Es un barrio muy malo, malas influencias, no te convenía. Sitio, y encima me han subido el alquiler, así que he decidido irme de ahí. Toma por culo con el pochinki y todo. Mira, yo, mi se pare que avem o mașină în fața aici. Hai spre ea, vin încoace spre mine, chizule. Mamă, mi-e frică și de viață. Ai, mă, băutură energetică? Nu. Vin încoace, să-ți arunc una jos. Să-ți o bagi. Ia-o și bagă-ți-o. Să-ți mai țină viața pe loc. Aoleu, asta nu-i mașină, nu-i bună. E de-aia stricat. Cred că o să murim. Nu-i mai, mă, fără schid nimic? Nu. E de ce nu mi-ai zis, mă, boss, că-ți dădeam eu naibii? Da, dar chei tu oricum, trebuie, trebuie, trebuie. E da, mă, dar jucăm amândoi ca să mori așa, iurea. Și ăștia jocul ăsta să mori așa, direct. Am jucat prost, mă, meciul ăsta. Am țărit nașpa. N-am găsit nicio mașină, nimica, frate. Ca să trec eu acum în partea aia, buf. E măceală. Păi, tu nu vezi tu mai unde-i zona. Dacă nu găsesc o mașină, sunt mort. E grav aici, e grav cu treaba. Ce zici, ajung? Bă, boss, nu știu dacă ajung, dar mai am niște kituri de-astea. Și acum o să ia ca lumea viața. O să mor. Nu cred că ajung. Uite, parte. Ia să vezi cum încrapă ficatul mine, ia uite. Hello. Aolo, ce-ai făcut tu, mă, Snake, mă? Ia, mă, cât e ceasul? Să mă duc în oraț, mi-e ușor ceva. 78 minute la tine. Te o joacă și de obicei, dacă ești dat. Ce, ieși? Nu, joacă și el. Oricum eu trebuie să mă duc până la magazin să mi-am ceva. Cine, mă, să joace? Găbici. Nu știu, joacă acum? În biseară, nu joacă. Ba da. Dacă aveai energizante de la munte, era bine. Tu ce faci cu noi? Ești cumva în zonă? Cum? Ce-ai zis? Tu ești în zonă? Nu.
Sau ești în... Mamă, unde s-a strâns, ești nebun? Da, mă, s-a strâns în partea asta, frate. Aici poți să urcă atâta. Trebuie să dau rată, că altfel n-am pe unde să mă duc. Și ce preț să ajungi? Păi eu nu știu, cred că zic că ajung, că dacă nu mai mă opresc, mai mă bustez. Dar ce bine pentru aia care s-a aruncat acolo. Hai mă, că mai sunt 13 în viață. Hai mă, ce face asta? I-am dat să busteze și... Acum ți-a multă viață pentru că... E zona 3 deja. Corre, cabron, corre! Nu cred că ajung boss. Bă, nu, a ver si ai surte. Eu cred că nu. Eu cred că nu voi a egal, eh? Nu mai e viață. Eu cred că nu voi a egal. Nu, nu știu dacă ajung boss. Ultimul kit? Ăsta e ultimul kit, nu mai am niciun. Nu cred că ajung neam. Să duce și benzina. Nu, benzina ajung, benzina să ajung, nu știu dacă o să am viață să ajung. Măcar să intru în cercul albastru, dar nu știu. Dar n-ajung. No ego. No ego! Me va matar, me cago la puta. Nu o să pot ajunge. Hai! Mamă, ia și aproape rău, dă-te-o să-mi bag picioare. Dacă mai aveam un first kit acum, ia să văd, am noroc, măcar să intru în albastră. Că după aia văd eu ce fac, când dau cu... Hai că în asta albastră ajung. A, mai ai 5 secunde, Dar pleacă iar. s-a dus. Apoi a plecat deja. Păi nu, că o să... O să pot să merg până acolo. Uite zona, chiar ai un colțuleț mic Da, în mă, știu. stânga. Păi acolo mă duc. Oricum n-ai șanse, dacă dă unul o bucată, ești mort. Păi stai, mă, că mă fac acum la viață. Cresc și eu cu d-astea, cu ce am. Ce zic, Mamă, se nu chema cred că pe se ser face și 4 mai e... jos de la. Acum se face până la mine acolo. Ya, Roca, es lo que hay. El que es el juego este. Mata, fíjate. Yo. Hai mă, ce face ăsta? E bunul. Eu nu pot ieși. Ce face mă ăsta? De ce nu mă lasă pe aici? Hai ca în zona aceea, lângă mine. Acum e cel mai greu, nu? E mai sunt top cu viață. Și cât trebuie, cât mai va mori? Mai sunt 7 cu viață. Uite-l aici.
Ai văzut? În fața, în fața mea e unul. Trage după tine sau? Direct în cap. Mi-a dat-o, nu știu de unde mi-a dat-o, dar mi-a dat direct în cap. Doma, că te pare să-i storoca? Cum dracu? A ver, nu se lo, voi admirar. Nu știu, să mă uit acum, să văd. Bă, n-are mă cum să te ia la așa, pe nu? N-are cum să tragă la așa. Nu știu, poate m-a omorât altul, probabil. Vede cine m-a omorât. Păi, dacă e suspect. Ripor. Direct, albe. A, m-a văzut, mă, uite, mă, era în spatele meu, mă. Avea și armă de drop. Avea și armă de drop, fraierul. Bă, nu-i nimic, am ieșit pe locul Howless. Ya, bueno, tío, es un juego, es que es lo que hay, es un juego de supervivencia y no puedes hacer nada. Bueno. Muy jodido porque tot mapa asta, frate. Otra vez la misma mierda esa. Salut, Ionuț! Ionuț Stoica, salutare! Bun venit pe direct! Te salut! Da, nașpa! E nașpa pentru că... Am fost negru. Am fugit tot partida să mă omoare ăsta la sfârșit, frate, mi-a venit în spate, eram sigur, acolo nu prea era bine zona aia. Eram descoperit în spate, nu mi-am dat seama, uite, acum după ce am văzut cum am murit, mi-am dat seama. Ia zi, boss! Zi, mă, Kinzu! Unde mergem? Hai să vedem unde trece avionul. A, gata, am văzut, aici sărim. Asta e locul meu preferat. Mergem aici, lutăm repede. Păi mergem în Iaznaia, dacă e. Sau un rosoc. Să vedem dacă e să, să vedem dacă e să cadă cineva în rosoc. Dacă nu, mergem în, ori în Iasnaia, ori în rosoc, aici e aproape. Avem mașină sigură aici. Ce faci, Ionut? Salut! Uite, mă, ce e aici, mă, ce-l? Mai cade unul cu noi, stai liniștit. Mai cade unul cu noi, stai liniștit. Hai să luăm la pumni. Doi chiar. Păi da, păi e un squad. Motocicleta aici, bă. Unul l-am murit. Bă, tu unde dracu ești, bă, Chizule? Ți-am să ai să-i batem cu pumnii, tu ce dracu faci? Mi-a luat armă. Ce dracu faci cu armă acum, acum am murit? Bă, frate, că nu-i coordonare, n-ai, frate, cu oamenii ăștia nu poți să joci, e greu. E greu, n-ai, dacă nu ascultă ce să... Boss, dacă e joc pe echipă, ți-am zis, vină să-i bate cu pumnii, ca și te-ai să cauți arme, că m-a omorât. Acum o să te omoară și pe tine.
No, porque le estaba comentando al chico ese que estoy jugando con él. Digo, vete, vamos a darle con los puños. Y él se ha ido a buscar arma. Y toma, mira lo que pasa. Cuando alguien no te hace caso, pasa esto. Pero bueno, 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 no pasa nada. Vreau să văd aici ceva, că nu-mi place ceva la Steam. No, porque digo, como va a venir conmigo, le vamos a dar con los puños. Yo estaba pensando que está conmigo ahí, pero él no. Y bueno, y mira, pasa esto, porque si no me iba de ahí. Me iba a otro sitio. Tío, ¿dónde mierda tiene este? Caut o chestie aici pe Mustache și nu găsesc. Ok, las așa că nu e. Ai plecat, mă, Kinzule? Nu, mă. Ești în lobby sau unde ești? Da. Mă duc să fumez o țigare. Păi, da, drumul cumva? Nu, am oprit, nu sunt ready. Mă duc să fumez o țigară și revin imediat. Mai joci după aia? Sau pleci? Cum că mie mi-a vrut că ești pe ready și mi-a dat drumul la meci. Eu sunt singur, cum dracu vine? Păi nu știu. Eu sunt în lobby. Păi ieși afară și stai în lobby. Prieteni, revenim imediat, revenim în 5 minuțele, mă duc să fumez și o țigară și revin, așa că nu părăsi stream-ul, ne întoarcem imediat!
I'll be back. Put your hands up in the air. Mai ești aici, Bosulică? Da, mă. Am ieșit din ala. Am ieșit de tot. Am dat lui unul kill, după aia a venit unul și m-a omorât cu pumnii. Nu înțeleg cum te omoară ăștia așa repede cu pumnii. Adică îți dă o bucată, ți-a la jumătate. Da, te bate repede. Cum n-ai, bă? Păi nu știu, a sărit, în săritură, când sări și dai cu pumnul, e mai multă viață, să știi. A, când sari și vii cu pumnul de sus, așa? Da. Deci nu mai joci de asta, nu? Deci nu mai joci. Acum nu, mai încolo puțin. Bine, boss, atunci hai că vorbim, ne auzim. Hai, ceau, pa, pa. Salut, salut. Bun, prieteni, hai să dăm, să o dăm în solitar, așa? Why, 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 why? Mai facem și noi o partidă. Hai să vedem ce hartă pică de moment. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să ne trimiteți un like, nu uitați să ne trimiteți un loot dacă vreți să ne ajutați cu canalul nostru de YouTube. Ne puteți trimite și un loot, ne puteți da și un like. Big like. Nu știu ce are ăsta că se încarcă. A rămas așa. Haideți să mai punem niște muzică. Până una alta. Pa 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 pa. Hai că și-a revenit nebunul. De fapt, se încarcă, nu știu. Deja sunt în avion și cine știe pe unde sunt. Ah. Dar aici, în... Hacienda del Patron! Aici ai bun loot. E bun loot-ul aici. Dar ce a făcut ăsta, mă? M-a dat în squad. M-a dat cu altcineva în squad, frate. Nu, 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 nu. Nu vreau să joc cu nimeni în squad, joc singur. Dar ce-am făcut? Am ieșit afară. Am ieșit de tot afară. Păi ești nebun. Am ieșit de tot afară, frate. De fapt am dat abandonat, am dat să... Ies din partidă, n-am dat să ies din joc. Da, se mai întâmplă și de-astea. A, probabil cum eram cu celălalt băiat în solitario. Da. Nu știu, s-ar putea să încarce ceva prima partidă, pentru că așa mi se întâmplă de fiecare dată când intru prima dată în joc, se încarcă mai mult timp. Probabil o să așteptăm ceva. Ah, hai că s-a încărcat repede. Culcat!
Bun. Reacțiuni la bară. Haideți să vedem unde mergem, unde cădem, unde ne ducem. Harta mare. Binecuvântata. Păcatul. Lei. O să sar aici. Pecado. Ciumacera. Ciumacera. Ai ciumacera. Ce mai e? Asta e. Hai să sărim. Mă duc în almasenele astea de aici. Ia să văd. Mai era unul cu mine. Aveam o armă aici, shotgun. Haideți să vedem, poate am noroc și îmi dă și mie o armă ceva. O armă mai bună. MSK-ul, frate, până una alta. Bă, jigodie de... Jigodie de joc, frate. Deci m-a rupt ăla. Fete, și tu că nu sare gardul, ești nebun? Na, frate, ce să-i falu ăsta, era cu... gura mătii. Am găsit armă. Am găsit armă bună. A găsit armă bună, frate. Mi-a dat două scopete. Două shotgun-uri. Și iarăși harta veche, frate. Haideți să vedem pe unde trecem, sărim într-un loc și asta e ultima partidă.
Depinde cum iese. Vedem cum iese. Eu sar aici. Dar pe aici trece. Ultima partidă de azi, prieteni. Poate să ne auzim puțin mai târziu. Nu uitați să vă abonați canalului nostru, să dați cu like-ul dacă vă place ceea ce vedeți. Ne puteți găsi și pe Facebook, Twitter, Instagram. Peste tot, da? Numai să vreți. Sau să sărim în mansiune. Hai, lasă-mă, sărim aici. Probabil o să ne auzim și puțin mai pe seară. Poate o să jucăm altceva. Poate o să jucăm Devil Within 2 sau vedem. Hai să văd dacă am mașină aici. A, se trage în școală. Mă gândeam că e lângă mine aici. Ce, decât nimic mai bine și asta, nu? Sper să nu rămân doar cu scarelul ăsta. Văd eu. Mă simțit ăsta. Băi, ia stați așa puțin, mă. Mecanică de urmă. Olo, ce faci tu mie, bă? Suntem în zonă, prieteni, așa că asta e foarte bine. O să știi, poate găsesc vreun car. Păi că n-am găsit niciun scop, frate, n-am nimic, n-am niciun, nicio miră, nimic.
Am tot de 3, frate. Ghiozdan de 3, cască de 3 și nu mai știu dacă aveam mașină în garaj. O să mă uit. Văd dacă am mașină în garaj și mergem un pic mai sus. De pe aici. E cam... Avem prima dată aici. Aici au fost bagadei, deja nu mai are, ia uite. Ai, ce m-am speriat. Adică fraierul stă acolo cotit. Ia daci.
Aici este lootat. Mă duc aici să văd. Drifturi. Nu!
Păi stați așa, că am dat aici. Eu am bug aici, în cască. O care trage după sus de aici, da. Trage cu amortizor, nu știu cu ce dracu trage. Păi asta stau eu aici. Să văd unde se închide zona. Mai e un pic și se închide. Eu sunt exact în mijloc. Dacă... Bă, cred că mă duc în casa asta mare, frate, că n-am...
De unde trage, mă, frate, ăla, mă? De unde trăgeam, mă, la mine? Câte ți-i luat, i-am dat în cap, mă, mâncați aici gura ta. I-am tras primul gulanț în cap, i-l-am tras, frate. A ce fi tras una, trebuia să fi stat eu. Ia. Uite de cum mi-a fugit ținta directul ăsta. Ia. Și? Mă omoră celălalt. Bun. Bine, prieten. Bun, 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 bun. Bun, cam asta a fost pugul de azi, prietenii. O să ne auzim și data viitoare. Să vedem, nu știu dacă cu PUBG sau cu altceva. Eu oricum vă mulțumesc pentru că ați fost cu mine aici. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine. Nu uita să lași un like, nu uita să te abonezi canalului nostru, să te abonezi canalului nostru. Până la unul reauzire, vă doresc toate cele bune și nu uitați, prieteni. Știți cum zic eu, nu? De fiecare dată când părăsim emisia, foc la tastaturi. Ceau, ceau, seară frumoasă!